Fiecare început de sabat face apel la resursele noastre spirituale. Este o mărturie a faptului că în sufletul nostru există o alt fel de viață, o alt fel de putere. Se încheie o săptămână și de obicei încheierea de săptămână se face cu greu, cu osteneală, cu o oboseală, și în ciuda ostenelii și a oboselii, prezența, prezența noastră în jurul cuvântului lui Dumnezeu mărturisește despre o alt fel de viață, o altfel de energie, o altfel de plăcere. Vreau să vă spun că mă bucur Că sunt împreună cu dumneavoastră mărturisitor a acestei binecuvântări pe care Dumnezeu ne o dă fiecăruia. Bun venit! Bun venit în zona de refacere a Sufletului nostru, în zona de refacere a vieții noastre eterne. Pentru că viața cealaltă se duce, dar cea care rămâne, să refaci. Și o refacem aici, o refacem împreună, unii cu alții, dar mai ales o refacem împreună cu cuvântul celui care ne-a înfiat pentru veșnicie ca fiind copiii lui. Aș dori ca să citim împreună un pasaj care mi-a atras atenția pentru seara aceasta. Și pasajul se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 15. De la versetul 1 se numește Isus Vița. Apoi aș dori să ne pregătim să cântăm împreună cântarea numărul 236. Dacă vrăbii pot să cadă, o să-l rog pe fratele Lucian să ne ajute cu imnul respectiv, 236. Deci, Ioan 15. Eu sunt adevărața viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță. Vreau să vă întreb, curățitul ăsta nu seamănă cu tăiatul? Când curăți vița, nu o tai? Percepția curățirii, uneori, poate să fie foarte aproape de ideea că m-a tăiat. Și totuși e o diferență extrem de mare. Ne curăță Dumnezeu. Și poate ne doare. Ne curăță Dumnezeu și poate că ni se pare că se termină. Și totuși ne curăță Dumnezeu ca să aducem rod. Doamne, ajută-ne să aducem rod. Mergem mai departe, versetul 4. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Vreau să vă întreb, în ce context spune Domnul Iisus Hristos cuvintele astea, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Vom reveni la această întrebare, dar aș vrea ca de acum să o lansez. Când spune Domnul Iisus, rămâneți în mine? Pentru că numai așa voi putea eu rămâne în voi. E, e o provocare foarte mare. Domnul Iisus Hristos oricum vrea să rămână în noi, dar textul spune ca eu să rămân în voi, trebuie ca voi să rămâneți în mine. Și dacă există undeva o condiție, atunci condiția o pune Domnul Iisus Hristos la noi. Iar rămâneți voi în După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți să aduceți rod dacă nu rămâneți în mine. Aș vrea să vă întreb, nu vi se pare uneori viața noastră cam fără rod? Nu vi se pare uneori la nivelul conștiinței, noi cu noi singuri? Ne întrebăm, Doamne, da? Rodul meu unde e? Și Mântuitorul ne dă o soluție, ne dă, ne dă o idee fundamentală și spune, fiți atenți, dacă vreți să aduceți rod, eu îl aduc în voi. Rodul nu înseamnă să te duci, să te străduiești, să vorbești cu încă 50 de oameni, să încerci să-i aduci la Hristos. Frumos, fără îndoială, lucrul ăsta este, este, face parte din ceea ce vrea Isus Hristos de la noi. Dar secretul este. Dacă vreți vreodată să aduceți un bob în plus, lucrul ăsta se va întâmpla dacă eu voi rămâne în voi. Dacă nu. Și aici apare partea asta mai dureroasă. Dacă nu, Doamne. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod. Deci, căci... despărțiți de mine. Nu puteți face nimic. Dacă rămâne cineva în mine, dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară. Cam mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse și aruncate în foc și ard. Am purtat săptămâna asta în anumite contexte discuții în legătură cu venirea Domnului Isus Hristos și unul dintre prietenii mei îmi spunea, zice, știi, aș dori ca tinerii să nu vină la Dumnezeu de teamă, Alte cuvinte îmi spunea el, n-ar trebui să le spunem, vedeți că vine Domnul Isus Hristos, timpul este scurt, ce faceți? Veniți! Haideți să, haide să ne punem la punct viața. Din ce cauză? Vine Domnul Isus Hristos și spunea el, n-ar trebui să fie așa, n-ar trebui să îi speriem cu venirea Domnului Isus Hristos. Corect sau incorect? Cite Spiritul Profetic. Și observ că Ellen White folosește venirea Domnului Isus Hristos ca o motivație permanentă. Și spune, fiți atenți, timpul e scurt. Fiți atenți, grăbiți-vă. Spuneți să intre în, în casă, cât mai repede. Și unii și alții. Duceți-vă la drumuri, la garduri, siliți-i să intre, că nu mai e timp. Vi se pare că e amenințare? profund de tot. Dacă îl iubim pe Iisus Hristos, venirea Lui nu ne va speria niciodată. Dacă îl avem pe Iisus Hristos în suflet, venirea Lui va fi sărbătoare. Dacă nu-L avem pe Iisus Hristos în suflet, va trebui să nu mai vorbim despre venirea Lui, ca să nu ne speriem. Înțelegeți? Dacă nu le avem în Suflet, orice trimitere la venirea Domnului Isus Hristos va ridica un element de teamă, de disconfort. Au, leu vine! Și dacă vine... Dar dacă e în Suflet, dacă a venit deja, dacă e în Sufletul meu și în Sufletul tău, Norii cerului nu vor face altceva decât îl vor aduce de tot în viața noastră. Și va fi o bucurie așa de mare. Începem să înțelegem cu cât timpul trece, câtă nevoie avem de altoire, de altoi. cum mlădița este altoită în viță. Câte nevoie avem de altoire. În seara asta aș dori să vorbim despre acest lucru. Despre altoire. Puțin să ne aducem aminte. Între timp, ați observat contextul. În ce context vorbește Domnul Iisus Hristos despre altoire? Ca să vedeți, contextul, vă invit să deschideți în Luca 22 și acolo Mântuitorul îi spune lui Petru, versetul 31, Simone, Simone, satana a cerut să vă cearnă ca grâul. În contextul cernerii acesteia, în contextul în care toți sunt cernuți și aruncați așa centrifug care mai de care în stânga și în dreapta Domnul Iisus Hristos le spune voi să rămâneți ceilalți vor pleca dar voi să rămâneți și cum să rămânem Doamne? Răspunsul este caltoiul de butuc. altoiți vă Acum aș dori să cântăm cântarea Dacă vrăbii pot să cadă. Știți, altoirea Altoirea este un moment care ne ține legați de Domnul Isus Hristos și împiedică pe cineva să cadă. Um, deci, 2, 3, 6, dacă vrei, pot să cadă.

Asta este secretul altoirii. Tot cu El în orice clipă, El ne vede și ne știe. Noi vom sta pe a Lui aripă până în veșnicie. Asta e sensul, secretul altoirii. Și acum Voi reveni la gândul acela. Revenirea Domnului Isus va produce bucurie doar în sufletul celor altoiți în El. Niciun om care nu este altoit în Isus Hristos nu va simți eliberarea la gândul că Isus Hristos se va întoarce. Niciun nealtoit, cel ce este în El, va simți că a venit vremea. A venit vremea normalității. Se întoarce Iisus Hristos. A venit vremea vieții adevărate. Se întoarce Iisus Hristos. A venit vremea lui, al celui altoit, pentru că se întoarce Iisus Hristos. Cred că e o problemă cu altoiul. Îmi voi lua câteva minute scurte de tot, așa pentru ca să ne aducem aminte ce e altoiul. Știți? ai în curte o viță sălbatică și crește puternic și are sevă și știți că întotdeauna cele sălbatice sunt mai puternice decât cele nobile. Și mai ai dincolo o viță mică, amărâtă, dar care e nobilă. Și tai o bucățică din lăstarul viței nobile și tai și vița veche și le pui una în cealaltă și stăiate amândouă. Sunt tăiate amândouă. Și pentru faptul că sunt tăiate amândouă și sunt puse împreună, din, din unirea celor două iese altceva. Este o viță puternică, dar care rodește nobil. Altoiul aduce nobilarea viței vechi. Ideea că Domnul Isus Hristos este butucul nu-l avantajează foarte mult pe Domnul Isus Hristos. Dar Mântuitorul vrea să spună că toată seva și toată puterea e în El. Că El la un moment dat va oferi mie și ție, altoiților, va oferi suficientă putere încât roada va exploda pur și simplu în viața mea și în viața ta. Fără Domnul Isus Hristos, oricâtă idee frumoasă am avea în legătură cu noi, că noi suntem deosebiți, că suntem speciali, că suntem educați, că suntem erudiți, nu vom face nimic pentru că nu avem putere. Toate gândurile noastre de, de bine, toate ideile noastre nobile vor rămâne moarte datorită faptului că energia energia noastră seacă pe zi ce trece. Nu avem puterea necesară. Legați-vă de Isus Hristos și veți vedea cum o nouă forță de viață va revitaliza rugăciunea noastră, va revitaliza cuvântul nostru, va revitaliza biserica noastră. Prin Isus Hristos, legați-vă de El. Va revitaliza viața noastră, ne va da o nouă motivație, ne va da o nouă bucurie. Prezența Domnului Isus Hristos în viață va aduce o schimbare totală. În mine și în dumneavoastră. Dar altoirea mai are un risc. Dacă vița este nobilă, e nobilă, dar ce te faci dacă vița cu care altoiești, vița cealaltă, nu e nobilă? Ce se întâmplă? Altoiul filtrează toată puterea butucului și îi dă chipul lui. Adică va rodi exact strugurii după soiul altoiului, nu după soiul viței. Este un mare risc pe care Domnul Isus Hristos îl asumă atunci când spune că noi suntem altoi, altoiul. Altoiul nu trebuie doar să fie pus acolo. Altoiul trebuie să fie pocăit, Cu alte cuvinte, trebuie să fie schimbat și el. Nu merge să stai în Iisus Hristos în firea ta veche și să primești de la El energie și putere, pentru că energia veche se va, sau firea veche se va alimenta cu energie de la Iisus Hristos, dar rezultatele vor fi ale firii vechi, nu vor fi duhovnicești. Și și situația asta se întâmplă, dragii mei, în multe situații. Noi alimentăm, noi trăim în firea noastră veche datorită jertfei lui Isus Hristos, datorită, datorită mântuirii sale, datorită puterii sale, datorită iertării sale. Și trăim și suntem altoi și roadele uneori sunt multe, dar nu sunt ce trebuie. Din cauza asta Dumnezeu spune, dacă tot te-ai altoit în mine, schimbă altoiul. Schimbă natura, schimbă și pochește. Câteva cazuri de altoi. M-am gândit serios, pentru mine e o problemă dacă nu am un exemplu. Altoiul e altoi, dar e metaforă. Dar în viața practică cum e? sunt altoid, nu sunt altoit, cum ar fi, auziți, rămâneți în mine, versetul 4. Versetul 7, dacă rămâneți în mine și dacă rămâi în voi cuvintele mele, cum să rămână, Doamne? Cum să rămână cuvintele? Că știți, în pilda aceea cu sămânța spune că o parte a căzut pe drum și au venit păsările cerului și au mâncat. A rămas a rămas? Dragii mei, nici măcar n-a apucat să facă o, un fir de rădăcină. Au mâncat-o. În foarte multe situații, cuvântul lui Dumnezeu zice, dacă rămâneți în mine, vor rămâne, va rămâne cuvântul meu în voi. În foarte multe situații, cuvântul este luat așa de repede din mintea noastră. Uneori nici nu cade prea, prea bine pe minte, în mintea noastră, pentru că suntem preocupați. Există așa-numita gândire discursivă. Cum e? Deschizi scriptura. Deschizi scriptura și începi să citești. Și citești. Dacă rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. Și în timp ce citești așa, ți-aduce aminte că uh, sunt rufele la spălat. Și te întorci înapoi, după cum lădița nu poate aduce rod de la sine și ți aduce aminte că n-ai făcut pana la mașină. Înțelegeți? Asta este gândirea discursivă. Ți aduce mereu și mereu în atenție tot felul de lucruri pe care nu le-ai făcut și care trebuie să făcute. Poți să o oprești. Poți să o tai, să faci pauză. Poți să lași ca gândirea cealaltă, gândirea meditativă, să înlocuiască gândirea discursivă. Și pentru asta Dumnezeu spune, ia rugați-vă. De asta spune, nu studiați cuvântul lui Dumnezeu fără rugăciune, pentru că gândirea discursivă trebuie să fie oprită. Să nu mai vină tot timpul, tot felul de păsări și să ia, să ia pur și simplu sămânța care cade. Și după ce ai citit două, trei capitole, să te trezești la un moment dat, dar oare ce am citit? Să te trezești pur și simplu că n-ai rămas cu nimic. Sau poate că nu imediat, imediat mai ții minte. Dar peste o oră, peste două, nu mai știi nimic. Este o strategie extraordinară a celui rău. Ca altoiul să nu se prindă. Ca să nu rămână în voi cuvintele mele. Este strategia lui. Este strategia lui ca Duhul Sfânt să nu rămână în noi. Pentru că ni se spune că dacă rămân cuvintele mele și Duhul Sfânt va rămâne în noi prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă nu-i cuvântul lui Dumnezeu, nici Duhul Sfânt nu va rămâne în noi. Și atunci e o problemă. Noi așteptăm ca Duhul Sfânt să ne călăuzească, dar cuvântul lui, cuvântul lui nu rămâne tot atât de mult timp în noi. Și atunci mai rămâne Duhul Sfânt. Un pas mai departe se naște întrebarea, cât sunt călăuziți? Cât timp sunt călăuzit? Cât din viața mea stau sub prezența Lui? Cât timp? Și având perspectiva aceasta, acestei problematice, am zis, Doamne, vrei să-mi arăți și mie, din Sfânta Scriptură, pentru că totul trebuie să fie pe bază de Scriptură, din un așa zice Domnul, cum e, Doamne, cu treaba asta? Și vă voi ruga așa în câteva minute doar să deschidem psalmul 63. Și vreau să vă spun că încep, încep să-l iubesc pe David. Nu pentru că era viteaz în războaie și nu pentru că a reușit să refacă, eu știu, regatul lui Israel. Nu pentru asta și încep să-l iubesc pe David datorită faptului că omul ăsta face o descoperire fundamentală, fenomenală. Regele Saul, care fusese înaintea lui, omul ăsta n-a reușit să se roage de vreo trei ori în viața lui. A vrut să aducă jerfă în locul lui Samuel odată, după aceea s-a dus la Samuel și a prorocit de câteva ori. A fost doi ani de zile un om schimbat cam așa ceva. Dar când am zis de trei ori, m-am referit la faptul că n-a cunoscut puterea rugăciunii. Și când a profetizat împreună cu Samuel, a fost o vreme în casa de rugăciune împreună cu fiii prorocilor, dar când a ieșit afară... Vă aduceți aminte, când a ieșit afară... Așa este. S-a întors la loc. S-a întors la loc. A fost același om dinainte. Ei bine, și în condițiile în care omul acesta încheie viața prin faptul că Dumnezeu nu i-a mai vorbit, nu i-a mai vorbit. Din cauza că voi rămâne cu voi, dacă voi rămâneți în mine, din cauza că Saul n-a rămas în Domnul Isus Hristos, în Dumnezeu, Dumnezeu nu i-a mai vorbit, n-a mai rămas nici el cu. Saul. În condițiile acestea, David pare că nu are un model înaintea lui. Nu are după cine să se ia. Saul, în niciun caz nu este un, un model de urmat. Pe cine, pe cine credeți că l-a urmat David? Școala lui Samuel, într-adevăr, este puternică în zilele acestea prietenia lui cu Samuel mă face să înțeleg că David își ia alte modele și îl ia de model pe Samuel. E mare lucru să-ți iei profetul ca model. Să nu-ți iei figuri politice, să nu-ți iei figuri sportive, să nu-ți iei oameni cu bani ca model, să nu trăiești pentru treaba asta, ci să-ți iei ca model profetul. E o decizie extrem de, de radicală, dar în același timp cu mari perspective. Și pentru că și l-a luat ca model pe Samuel, auziți ce scrie David în Psalmul 63. Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut. Îmi însetează sufletul după tine, îmi truful, trupul după tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Am mai vorbit despre psalmul acesta, este scris în pustia lui Iuda. Într-un pământ arid, precum deșerturile noastre pe aici, David spune, sufletul meu nu însetează după apă și după ploaie. E dor de tine, Doamne. Dragii mei, sensibilitatea asta este invenția lui David. Această sensibilitate a inventat-o El. Și după părerea mea, este simbolul sau accentul altoirii. În sensibilitatea asta apare în sufletul cuiva, începe altoirea. Mi-e sufletul flământ. Mi-e sufletul însetat. După ce, David? După putere, după sevă, după viță. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața era pe punctul să-și piardă viața, era urmărit de Saul, n-avea șanse foarte mari și el spune, nu mă interesează faptul că eu sunt urmărit, mă interesează ce-l interesa? Mă interesează bunătatea ta, mă interesează harul tău. Bunătatea ta e totul, prețuiește mai mult decât viața. Sunt semnele altoirii David recunoaște harul lui Dumnezeu. Este un risc enorm ca noi să stăm cu Dumnezeu în același loc și să nu-i vedem bunătatea, să nu-i vedem harul, să nu-i vedem frumusețea, să nu-i vedem mărinimia. Este extraordinar de posibil și din cauza asta extraordinar de riscant. Știți ce se întâmplă să stai cu Dumnezeu și să nu-i vezi bunătatea? Înseamnă un fel de viață paralelă cu el, înseamnă lipsa altoirii, înseamnă lipsa altoiului. Ce se întâmplă dacă nu suntem altoiți? Simone, Simone, Satan a cerut să vă cearnă ca grâul. Și dacă în, alt, în, în cernere nu ești altoit, nu știu ce te va ține. Că n-are ce să te țină. Mai mult decât atât, ești deja cernut. Atunci când nu ești altoit, te voi binecuvânta toată viața mea. În numele tău îmi voi ridica mâinile, mi se satură sufletul care niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu stigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de tine, când um... Avea David avea priveghiuri de noapte. Dar când se ridica în priveghiurile de noapte, nu concepea strategii armate. Nu concepea cum să facă să scape cei 600 de oameni, cum să-i hrănească, cum să-i adăpostească. E greu, nu e ușor să stai cu 600 de oameni să le porți responsabilitate. Uneori se cerșești pentru ei mâncare și să-ți spună prietenii, nu-ți dau niciun fel de mâncare, așa cum a primit răspunsul acela de la Nabal. Nu e ușor. Și totuși el spune, pe mine mă interesează în timpul nopții bucatele grase și miezoase. Și gura mea te strigă, te, te laudă cum? Ziceți, Vreau să vă întreb când zice că în timpul nopții, când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții, mi-aduc aminte de tine și, mă rog, în context, versetul 5, gura mea te laudă cu stigăte de bucurie. Vreau să vă întreb, credeți că e metafora aici sau chiar, uh, da, chiar îl auzeau pe David strigând? Soldații lui, prietenii lui îl auzeau pe David strigând, îl auzeau? Cât de diferit, cât de diferit poate să fie altoitul acesta de viața mea. Cât de diferit. Să mă audă frații spunând, Doamne, ce bine e. Să mă audă strigând, așa, netamnesam. Ca, ca, ca rezultat al gândirii mele interioare. Slavă să fie a Domnului. Biserica să răspundă, amin. Cât de diferit. După ce David scrie așa în psalmul 63, în psalmul 42, un altul după David, ca să vedeți că se ia. Modelul ăsta se ia și în dreptul altora. Psalmul 42 este un psalm al fiilor lui Core. Un psalm de după aceea, mai târziu. Um. Cum dorește un cer bizoare de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Nu, nu seamănă? Nu parcă sunt frați? Pentru că și omul ăsta e altoit. Și e altoit după modelul lui David. Sufletul meu însetează după Dumnezeu. După Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Citiți dumneavoastră și psalmul acesta și veți vedea căutarea, căutarea extraordinară a acestui om. Cam astea sunt altoiții. Al treilea exemplu cu care m-aș apropia de încheiere este Daniel. Poporul evreu și cei mai credincioși oameni se rugau la templu de câte ori? De câte ori? Poftiți? De două ori. Era jertfa de dimineață și era jertfa de seară. Astea erau modelele de rugăciune pentru tot poporul. Și când se punea jertfa de dimineață sau când se era jertfa de seară, poporul ținea minte și se aceia care doreau, aceia care erau altoiți, aceia care iubeau pe Dumnezeu, se rugau împreună cu jerfa de dimineață și jertfa de seară. De unde se ruga Daniel de trei ori pe zi? De unde e modelul? Poftim? De unde-i modelul? Vreau să observați cum oamenii aceștia, toiți ai lui Dumnezeu, altoiții lui, copiază modele și pun unul în plus. Și zic, să fie mai mult, puțin, decât ceea ce de obicei Dumnezeu a cerut, de decât de, de, de obicei se întâmplă. Să fie ceva mai mult. Și mai pun ceva și mai aduc ceva. și Ăsta este semnul al Cele zece fecioare. Luați ulei. Bun, luăm ulei. Păi cam când vine mirele? Păi cât o să vină? O să vină pe la 10 seara, cel târziu, la 10 întuneric. Probabil de la șase, când era jertfa de seară până la 10, ajunge și au luat ulei atât. Au fost altele care au zis plus 1. Au zis, două rugăciuni plus 1. Plus 1 și au mai luat de rezervă. De ce e de rezervă, oameni buni? De ce e de rezervă? De drag. Ei de rezervă pentru că nu poți face altfel. Știți, în zona aia de, în zona aia de, de cernere, că despre asta este vorba, Contextul a fost cernerea. În zona de cernere, Mântuitorul se duce la cei 12 și le spune Auziți, voi nu vă duceți? Vă amintiți? Plecaseră 70 din ucenicii lui. 70 se duseseră. Mântuitorul avea la un moment dat un fel de. de o echipă, vă imaginați, de 80 de oameni care lucrau pentru el, erau ucenicii lui zi și noapte. Și la un moment dat, datorită unei predici pe care a ținut-o Domnul Iisus Hristos într-o zi, 70 au plecat, au rămas 10, 12. Mă rog, procentul, cam cât e? matematicienii. Eu nu l-am făcut. Deci, au rămas 15%, da? Și au plecat 85%. Vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă din biserica noastră, din, din, din Lomalinda, ar pleca 85% și ar rămâne 15%. Ce ați zice dumneavoastră? Cum ați numi momentul ăsta? Mai mult decât ce l-ați numit dezastru, l-ați numit tragedie, l-ați numit, fă, de mine, în ziua în care am rămas vreo 10. În ziua în care am rămas vreo 10. Și mintorul se întreabă, se duce la cei 10 și zice, dar voi, voi nu vă duceți, voi de ce rămâneți în mine? Și Petru răspunde aproape, pentru ca să rămâi și tu cu noi, Petru răspunde, nu avem unde să ne ducem. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Aici ai. mai altoirea altoiu înseamnă o percepție, o sensibilizare și o sensibilitate pe care numai Duhul Sfânt o poate da să știi în cine ai crezut, să știi cu cine stai, să știi că nu ai numai ulei, ci ai ulei de rezervă. Să știi că nu doar te rogi, dar te rogi mai mult decât oricine. Să știi că iubești, dar iubești cu toată inima, cu toată puterea, cu toată ființa ta, cu tot ceea ce ești. Asta e. Asta e. Al tău. Amin. Aș dori să ne rugăm în seara aceasta pentru ca Dumnezeu să realizeze în viața noastră această altoire, chiar dacă doare. Dar El a fost tăiat pentru ca noi să fim altoiți acolo. El a fost tăiat la cruce ca noi să fim puși acolo. Rămânem, Părinte, în tine. În numele Domnului Isus Hristos. Pentru ca tu să poți rămâne în noi și astfel altoiți în tine, în viță. Să putem, Doamne, să primim viață, să putem primi energie, să putem primi rost și felul nostru de viață, Părinte, slab, pipernicit, să se schimbe într-un fel de viață plin de roade, plin de glorie, plin de putere, așa cum Tu dorești. Doamne, am dori să ne punem la dispoziția Ta ca Tu însuți să te pui la dispoziția noastră prin Duhul Tău cel Sfânt. Am dori, Părinte, ca să altoiești Existența noastră în crucea Domnului Isus Hristos. Pentru ca să ne poți purta, Doamne, în Ființa Ta. Ne-ai promis că ne vei ține în mână și nu va scăpa niciunul din mâna Ta. Oricât de grea ar fi cernerea, oricât de greu ar bate vântul și ar lovi puhoaiele, ne-ai spus, Doamne, că ne vei păstra. Îți mulțumim pentru făgăduința aceasta. Dar în seara asta, înălțăm la Tine strigătul nostru de altoire, Doamne. Ia-ne pe fiecare de pe unde suntem și altoiește-ne în tine pentru ca cuvântul tău să rămână în noi. Pentru ca, Doamne, sensibilități pe care nu le-am cunoscut până acum să se nască în ființa noastră și să căutăm mai mult cer, mai multă sfințenie, mai multă rugăciune, mai multă... mai mult din tine, Doamne. În numele Domnului Isus te rugăm, fă lucrul acesta. Pentru toți, toți care de atâta vreme ne dorim altoirea. Amin.